Hei, 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 salut și bine te-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vorbim puțin despre The Path to Season 2. Sezonul care urmează să se lanseze la jumătatea lunii februarie, iar cei de la Call of Duty ne-au lăsat niște community update ca să ne spună ce urmează în Call of Duty Multiplayer, ce urmează în Warzone 2.0, ce urmează în DMZ și ce urmează în mai toate modurile pe care ei le au în acest Modern Warfare Doi. Bun. Înainte de toate, vedem aici că vor aduce un update care aduce un improvement de performanță și vor fi mai puține creșuri și mai multă stabilitate. Nu știm ce înseamnă treaba asta, dar cred că va exista un patch notes în viitorul mult apropiat cu referire la aceste probleme, uh, mai exact înainte de data de 15 februarie. Partea audio. Aici mi s-a părut o chestie destul de aiurea, pentru că ei au spus că, potrivit datelor da, pe care ei le dețin, au observat că unii jucători au niște probleme, niște discrepanțe și. Uh, diferite situații pe parte de audio occlusion. Partea de audio occlusion reprezintă un filtru care, în funcție de materialul pe care tu faci pași, se aude diferit. Dacă calci pe metal, se aud pașii cumva. Dacă calci pe lemn, se aude altfel. Dacă calci pe beton, se aude total diferit. Și ci că aceste filtre nu s-ar fi oarecum Uh, sincroniza da? și ar exista o discrepanță. Totuși ce mi-a atras mie atenția în update-ul ăsta uh, era pe aici pe undeva zicea că au adăugat o opțiune în care să forțeze calculatoarele la un output stereo. Nu știu ce Dumnezeu de output scoteau până acum, dar ăsta ar putea fi una dintre probleme pentru care nu auzi pașii corect în Call of Duty, pentru că nu este stereo. Deci e clar că dacă la vine din stânga, tu la sus. Bun. Ce ne mai zice aici? Ne roagă foarte frumos să verificăm opțiunile din Windows și din joc ca ele să fie setate corect în funcție de dorința noastră. Păi... Uh... Ce să zic, e ca și cum vine Call of Duty și ce băi, știi ceva, du-te descarcă-ți un program audio, third party, injectează-l în Dumnezeul lui în Call of Duty ca să auzi tu pașii mai bine. Deci ar trebui să mă duc să-mi instalez un alt program ca să aud eu pașii mai ok în Call of Duty. Cam asta zice aici. Bun, partea de UI, mare lucru nu este aici, e vorba de store care nu-l frecventez absolut deloc. Experience, ce mi-a plăcut mie foarte mult aici este vorba despre Play Again Feature in Battle Royale. Ce înseamnă asta? Te joci un meci, moare echipa ta, nu mai ești obligat să te întorci în meniu principal și să dai iară search, ci pur și simplu, după ce a murit echipa ta, primești opțiunea de Find Another Game. Deci, caută un alt meci, chestie care se regăsește în Fortnite. Da? Ai murit, dai search imediat la următorul meci. Bun, asta mi-a plăcut foarte mult. Weapon Balance, asta e o chestie foarte bună. Zic ei că uh, uh, echilibru între arme este ceva ce întotdeauna au stat și au analizat și au încercat să uh, ofere o chestie cât mai balansată. Chestie care tind să nu-i cred cel puțin pentru primul sezon, că toată lumea joacă RPK. Și fenec. Deci toată lumea a jucat asta și greu poți să-i spui unea, mai schimbă-ți loadout-ul dar cu toate, cu toate astea s-ar putea să vină uh, acest update ca orice update de sezon sau mid-season update în următorul sezon. Da? Mai multe detalii vom primi în curând când se va lansa un patch note pentru sezonul 2 din uh, Warzone Call of Duty. Anyway, Battle Royale, aici ne interesează pe mulți ce se întâmplă, e vorba de Gulag, da? Gulagul revine în format de 1 vs 1, ci că va exista și o hartă dedicată, da? Citeam pe aici pe undeva, uh, da? But are actively working on a dedicated 1v1 map for future seasons, da? Deci va exista în viitor și o hartă dedicată 1 vs 1 pentru Gulag. Uh, the Jailer, tipul ăla, uh, juggernaut care apare acum în, uh, în Gulag, va fi înlocuit cu uh, The Domination Style Flag Control Point, exact cum era în primul uh, Warzone, da? Ai steagul la mijloc, 1 versus 1, fie estea steagul, fie o omori adversarul și ai câștigat uh, gulag Bun, uh, ce pot să zic este că uh, au mai făcut și alte modificări, da? Ca să schimbe experiența din Gulag, ground loot has been re revisited as well as the loadouts and players will spawn in with. Deci, uh, cred că o să ne spawnăm cu arme de loadout sau ceva de genul. Nu înțeleg mare lucru aici, dar dacă m-am încurcat, mă puteți corecta voi acolo în comments. Uh, bun, o să adauge în Gulag Soul Trifle, Machine Guns and Light Machine Guns as the primary weapons as the cycle progress. Ok, shotguns have been removed from the rotation, while handguns will remain available as secondary weapons. Ma, asta mai are treabă cu gulagul? Să mă ajute cineva aici că nu înțeleg ce vrea să zică. Bun. For those leaving the area victorious. Ok. The gulag will grant a large cash reward. Deci cei care câștigă gulagul vor încasa o sumă considerabilă de bani cash. Uh, și zice că cu acești bani, playerii care revin din gulag, își vor își vor putea cumpăra arme puțin mai rapid, da? Deci nu revii din gulag într o situație de 1 vs 3 și te prin cu pistolul la 4 ore pe hartă. Asta e o chestie foarte, foarte bună, pentru că poți să fii uh, independent puțin. Ai revenit din gulag, aterizezi cu niște bani la tine, te duci la un shop, ți-ai luat o armă și deja nu mai ești chiar așa dezvelit. Bun. Uh, așa, se zice că uh, spre deosebire de update-ul de sus cu cash în gulag, acum o să se spauneze bani ca și ground loot to encourage and reward players uh, while to prowl the area. Deci, ce se întâmplă? În timp ce te plimbi, ce te plimbi prin gulag și începi să te bați cu celălalt, vei avea ground loot pe jos, vei avea bani pe jos pe care poți să-i lutezi. Iarăși o chestie foarte interesantă. Cash economy. In addition to the game, uh, a we are balancing battery icon with a slight reduction to cash rewards. On complete edition, we are increasing the lowest value of cash piles from ground loot. Deci vom găsi minim 800 de dolari pe jos și uh, din cash registers, din casele de marcat care le găsim în diferite clădiri, vom lua 500 de dolari și nu 100 de dolari, cât a fost minimum până acum. Bun, perfect, deci mai mulți bani, o economie mai bună, toată lumea va avea uh, de toate, da? Deci poți să ți revii foarte rapid. Uh, dacă e singurul din squad care a ieșit din gulag, poți foarte rapid să lutezi niște case de marcat, câteva cutii de pe jos și deja poți să cumperi un player, da? Poți să revii mult mai rapid în joc. Bun. Uh, ne zice că cash-ul poate fi luat de pe jos, din uh, containere, da, din uh, loot uri da? Din stronghold supply boxes, da? White stronghold supplies, ok. But can no longer be found in basic and legendary supply box. Ok. Ok. Deci nu o să mai găsim în cutiile alea normale sau în cele legendare bani. Dacă bine am înțeles. This distribution Ok, should make for quicker, more consistent gameplay in the pursuit of resources, adevărat, bun, ok, 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 loot and inventory, bun, hai să vedem ce se întâmplă aici, o să încerce, clar, deci uh, we are shifting away from loot window menus to floating loot that will now drop out of all containers in the world, da? Deci acum Lutul deschizi o cutie, tot Lutul va fi aruncat pe jos, da? Nu va mai trebui să stai cu meniul ăla în față, să stai să selectezi itemele și așa mai departe. Nice! Ceva similar uh, to loot from supply boxes. Ok, ceva similar. Deci itemele vor fi aruncate pe jos. Uh, gameplay, by Time Span Navigating, da, deci motivul pentru care fac asta este să reducă timpul de navigare în meniu, da, te duci la o, o cutie, ți se deschide un meniu, stai și lutezi fiecare, te pot împușca așa din 50.000 de părți, până ieși din meniu ești mort, ți-au dat down, te-au crăpat, o chestie foarte bună, bun, despre asta și zice Player Back in the Action Faster, ne întoarcem mai rapid în acțiune, uh, bun, ne zice aici ceva și de Backpack System, bun, Bun. Deci zice aici că uh, este un nou sistem de backpack care oferă uh, posibilitatea jucătorilor să-și customizeze inventoriul ca să-și facă un design, da, oarecum al uh, inventarului în funcție de stilul lui de joc sau rolul care îl are în squad. Da, deci dacă. Uh, e, da, dacă ești un jucător mai agresiv îți faci loadout-ul în funcție de a, așa, mai agresiv, dacă ești un uh, tip mai reticent care joacă cu sniper își face uh, inventoriul, îl customizează diferit, o chestie foarte tare. Zice că uh, au făcut un efort continuu să balanceze engagement-ul, da? Uh, uh, cum, cum aplici în acțiune tot echipa, echipamentul care l-ai în dotare. Medium large backpacks will no longer be available and eliminated players will drop loot onto the ground rather than loot filled backpacks. Deci fiți atenți aici. Nu vor mai exista ghiozdane medium large ca să Probabil ca să nu mai poți să car după tine 10.000 de revive-uri, 30.000 de cluster strike-uri, 40.000 de uh, precision strike-uri, da? Deci cred că tocmai de aia, dar cu toate astea un jucător care este eliminat își va arunca itemele pe jos. Deci nu se va mai arunca un ghiozdan care trebuie să lutezi ghiozdanul respectiv. Da? Mai puține acțiuni de looting. Totul va fi aruncat on ground. Da? Deci totul pe jos. Perfect. Foarte, o chestie foarte bună. O chestie foarte, foarte bună ce au făcut asta. S-au întors la bază, frate, așa greu a fost. Bun. Uh, da, uite, exact asta zice ci că uh, să reducă impactul on of stacking medical supplies, equipment and kill Exact, frate, deci să nu mai ai 10.000 de pombe pe tine, 10.000 de kill streak și 30.000 de uh, revive-uri, că își dă la revive în gaz de 70.000 de ori. Bun, o să, o să urmărească feedbackul uh, feedback -o oferit de noi și vor încerca să, dea, să improvizeze pe viitor ca să fie o experiență cât mai bună când vine vorba de looting. Perfect Loadouts O chestie despre care Presupun că foarte Foarte multă lume Vrea să vorbească Despre asta uh, Loadouts have Always been Core Da Deci baza Baza din Warzone Battle Royale Întotdeauna a fost loadout-ul ai posibilitatea Să iei cel mai rapid Armele Bun uh, Ne zice că Așa 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 Bun Sezonul 2 va aduce un customizable Perk packages. Deci vom avea pachet de parcuri customabile. Da? Deci le facem în funcție de dorințe. Da? Fiecare parc îl luăm în funcție de cum considerăm noi că este mai bine. Ok. Așa. Vor încerca, totuși să uh, uh, vor, vor, să asigure totuși că toate părcurile care sunt disponibile și care vor putea fi combinate între ele, să nu prinzi bird's eye, ghosts și încă, da? Și overkill-ul, de exemplu, într-o serie de părcuri, vor încerca să balanceze totuși această funcție de a customiza părcurile. Faceți-le ca înainte, ca în Warzone 1, că nu e nicio problemă. Nu ne supărăm. E foarte simplu. Bun. Uh, zice că armele primare vor fi în continuare disponibile în ByStation. Bun. Dar la un preț mult mai mic, zic ei. Pentru că jucătorii care uh, doresc o victorie... Este so that the players can pursue victory with their most desired weapons. Ah, da, ok. Deci, uh, armele principale vor fi în continuare în buy Station. vă faceți probleme. Uh, Loadout drop markers. Ok, so we have to take price point. Bun, deci... Ăăăă... Uh, uh, vor încerca să reducă și prețul pentru loadout, da? care îl cumperi din magazin. Da? The price of uh, loadout drop markers has been slightly reduced so that the squad size can acquire the full loadout as fast as piece. Deci, <coughs> da, deci să merite să-ți cumperi loadout-ul și nu armă separată fiecare din squad, pentru că loadout-ul e la fel de scump ca și cum i-aș lua arme separate din... Uh, din shop, ok. Uh, zice aici că in addition, da, în cazuri extrem de rare, jucătorii s-ar putea să găsească uh, un, un loadout to drop marker, da, grenada de loadout, uh, o pot găsi lutând prin almazră. Asta e o chestie foarte tare. Bună, second loadout drop public event have been added, da, deci vom avea și un drop, și un eveniment de drop loadout secundar, da, Ceea ce înseamnă că acum vom avea un drop la primul cerc și la al cincilea cerc din match da? Deci atunci vor fi dropate loadout-urile Additional changes, 3 plate vests Opa, la parte de armură aici mă interesează foarte mult Zice că Acum toți jucătorii vor începe cu o vestă de trei plăci. Ok. Nu va mai exista uh, diferite, uh, diferite mărimi de armură. Deci nu vor mai exista armuri cu două plăci sau cu trei plăci sau cu șapte plăci. Va exista doar una singură. Va exista un singur standard care va aduce un... Uh, va aduce un feeling mult mai bun atunci când ai engagement în acțiune, când te bați unul pe unul, dacă tu ai armură de 2 și ăla are armură de 3, este clar că tu ești într-un dezavantaj foarte mare, în special dacă ăla are loadout și tu noi. Bun, asta e o chestie foarte bună. bun. Vor încerca să mai aducă, să mai optimizeze pe, pe viitor, dar asta e o chestie foarte bună, că toată lumea este de la egal la egal. Deci dacă eu am o armă de pe jos, ground loot, și o armură de 2 și ăla la altare pe cauș, și armură de 3, nu cred că-l bat. Deci nu am cum. Bun, movement. Hopa. Hopa, ce înseamnă movement-ul? Ia să vedem un pic. movement is un you outcome player in combat. Such a player will be able to bust through doors while plating. Wow, Deci fiți atenți, acum când ne punem armuri o să avem viteză. Nu cred că vom avea tactical sprint, dar vom putea alerga în timp ce ne punem armuri, exact cum s-a întâmplat în celelalte jocuri Battle Royale. Slavă cerului, Jesus Christ, man! Deci este, da, aduce un movement speed în timp ce îți pui armuri, da? ca să avem posibilitatea de a ajunge în cover puțin mai rapid. Jesus man, în sfârșit. Bun, buy station-ul. In order to make buy stations and to access, we have revamp our approach. Deci, uh, bun, um, ce înseamnă revamp-ul? Cred că vei putea să cumperi acum din shop și din lateralul lui. Deci nu va trebui să fii exact în fața magazinului ca să poți să acționezi, să poți să uh, te folosești de magazin. da? Bun, au zis că au început să mai, mai adaugi niște spawn location da? uh, pe hartă ca să, uh, uh, ca să fie mai accesibile magazinele. Nu cum s-a întâmplat acum că au pus două magazine una lângă alta tu veneai din Gulag ca să accesezi magazinul, că aveai și tu un amărât de 2500 pe tine să-ți cumperi eventual o armă și fiind două magazine, una lângă alta erau șapte, Squaduri, toate cu loadout și cum aterizai la magazin, cum te șiropeau în 5. Ne mai zice odată că în toate buy station-urile vom avea un număr nelimitat de loadout drop markers, deci tu poți să-ți cumperi câte loadout-uri vrei tu de la magazin, la absolut toate magazinele de pe hartă, la toate station-urile de magazine de pe Almazra, ok, 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 ok. Ei caută totuși un, uh, vor să monitorizeze Global Balance-ul. Vedem, vedem ce înseamnă treaba asta. Deci, ideea este că vom folosi arme din loadout. Ne-au dat posibilitatea să ne luăm loadout-ul foarte, foarte ușor și rapid și să ne jucăm cât mai puțin cu ground loot-ul, ceea ce este perfect. Bun, strongholds. Bun, strongholds ne oferă o alternativă de gameplay, da, atunci când, când vrem să fim foarte bine răsplătiți, dacă reușim să facem obiectivul. Hai să vedem un pic, este și un punct în care puteam să, să păcălim alți playeri, da, să stăm la pândă pe un Stronghold, să vină playerii să-și ia reward și noi să-i omorâm, da, Uh, au zis din nou că vor să balanceze engagement-ul care vor să intre în strong, uh, pentru jucătorii care vor să intre în stronghold. Bun. Uh, se zice că cu sezonul 2 vor aduce modificări în reward-ul jucătorilor care vor reuși să facă stronghold-ul și black site-ul. Da? Uh, As well as additional adjustments to AI-competent damage. Deci, AI-ul cred că vor încerca să facă AI-ul puțin mai real pentru că, sincer să fiu, sincer să fiu, AI-ul ăla care îți dă damage de la 100 de metri, că așa trebuie vede, stă în mijlocul străzii și îți dă o damage de 100 de metri, probabil ar trebui să, uh, ar trebui să facă un pic mai, uh, mai optimizată chestia asta. DMZ-ul, Enemy Turning. Ok, e vorba despre, despre AI, clar, în DMZ AI-ul este mult prea agresiv, mult prea prea fake, ar trebui să-l facă puțin mai human, dacă e bine cum zic. Spawn Points, este foarte bine că lucrează la Spawn Points, de foarte multe ori am pățit ca cineva să aibă un build foarte bun, ca și squad, noi să nu mai avem build pe noi, să ne spawnăm în DMZ și să fim la 10 metri de ea și ăla se pună repecau pe mine să-mi rupă capul. Au început să lucreze la spawn points-urile din DMZ. Bun. Uh... Da, aici zice că misiunile, misiunile din DMZ vor încerca să le facă puțin mai ușor, să dea un uh, rampa de dificultate, să, să nu fie chiar așa agresivă, pentru că nu toți jucătorii se descurcă extraordinar de bine încât să facă toate misiunile, ceea ce este foarte șmecher. Crashes vor zice că vor aduce un improvement pe partea de performanță și stabilitate. Cât n-am pățit să avem pe noi un loot foarte bun și să primim un crash în DMZ și să pierdem tot. That's all, man. Bun, uh, seasonal refresh, All new missions are coming to Cinema, including a refresh of your current faction mission progress and inventory. Okay, okay. Locations with a new exclusion zone coming to Cinema, players will have a third option to choose from when deploying in DMZ. Wow, man, this posted a ledge on the Vresda deploy. E, e ca Escape from Tarkov, îți alegi locația și când începe jocul, locația aia te dă. Nice. Multiplayer, partea de audio, ok, perk balancing. Asta e o chestie care pe mine personal nu mă prea interesează și nici nu mă afectează, pentru că în afară de Shipment sau Shoot House sau altceva, nu mă joc în multiplayer. Uh, dar este foarte bun perk balancing-ul și weapon balancing-ul uh, pentru partea asta de rank play. Din câte am înțeles au făcut o, o colaborare cu cei de la Treyarch și uh, Call of Duty League, da, and Infinity World în sezonul 2 uh, vor aduce rank play-ul, da, uh, CDL-ul, cum ar veni, în multiplayer. Bun. Zice că detalii pentru noi, hărți, moduri și toate astea vor fi oferite uh, atunci când se va lansa sezonul 2. Bun. Nice. Uh, Cam asta e, cam asta e în, uh, în update-ul ăsta, în petul ăsta de, de Season 2. Va fi un update foarte important și cred că uh, vor reuși prin uh, optimizarea jocului să ne aducă acel feeling de Warzone 1. Deci, eu asta doresc, un vibe de Warzone 1, o chestie cu care toată lumea a fost. Obișnuită da? A trebuit să reinventeze roata Acum cu Warzone 2.0 Dar au văzut că nu despre asta este vorba Ci este vorba despre optimizare Fă viața jucătorului Puțin mai ușoară da, nu mai complica lucrurile Și exact treaba asta se întâmplă Almazra în momentul de față Este exact cum a fost Verdanscu în 2019 Când s-a lansat Gen nu știu, era foarte pierdut, nu era deloc optimizat, nu aveau experiență deloc în Battle Royale și încet, încet au finisat Verdanscu într-o formă în care toată lumea a savurat extraordinar de mult Battle Royale-ul. Cred că treaba asta se va întâlni și cu Almazra, iar dacă uh, opțiunile, optimizările, upgrade-urile și fixurile care le vor aduce în sezonul 2 vor fi așa cum au spus în acest pet community update, atunci mă voi întoarce și eu în, în Warzone 2, să mă joc mai mult cu lumea din comunitate, să mă simt mai bine, să fie mai ok, să nu mă încurc și să nu mă împiedic pe Almazra. Așadar, ăsta a fost uh, update-ul, da, community update-ul uh, lansat de cei de la Call of Duty. Mersi foarte frumos pentru deosebita voastră atenție de pe clipul ăsta. Am vorbit 25 de minute, dar este în interesul tuturor și... Uh, Cred că fac o treabă bună când stau și vorbesc cu voi despre update-uri. Totuși, dacă aveți ceva de adăugat, lăsați acolo un comment. Nu mă consider o persoană perfectă de s-ar fi, uh, uh, fi putut să sar peste niște opțiuni, update-uri, obiective din uh, acest uh, un Call of Duty blog, dar uh, cu toate astea aștept să discutăm acolo în comments. Lasă-mi un like dacă ți-a plăcut ce ai auzit aici. Dacă ești nou pe canal, oricând poți să lași un subscribe, iar noi ne auzim data viitoare. Iris it, it is. Pa.